Hai noroc, sunt atât și crește-mi fericit tuturor băieți, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem pe Metin 2, Tiger Ghost, pe seria 0 donații. Bă băieți, I am intrat și eu după vreo 2 zile sau ceva de genul pe Tiger Ghost. Hai să vedem ce a produs shop-ul. 3 ani și 60 de caca, s-a cumpărat absolut toate itemele. Deci s au cumpărat și abono și coif și coifu și... Am mai avut ceva, dar nu mai știu exact ce. Mă rog, s-a cumpărat toate 3 itemele. Avem 360. Ah, și colierele în plus nu avem. Avem 360. A început evenimentul Prinde Regele. Deci evenimentul Prinde Regele este activ 21 de zile. Noi o să batem de pe contul ăsta principal și o să batem și de pe de pe contul de bijuterie, Nu am făcut nivel 30 ca să, ca să avem drop. Deci trebuie nivel 30 ca să ai drop la eveniment. Avem 360. O să mut eu scena imediat, să schimbăm puțin să schimbăm, să ne uităm puțin după niște MD-uri. 2 1, 45 de KK. Trebuie să ne luăm, trebuie să ne luăm voucher pentru main account. Ca să lăsăm să bată la orci. Hai să, să le cumpărăm. Altele, altele MD, voucher, pac, pac, pac. Pe cont de Caracterul ăsta de nu o să am nici mănușă joc, nici mănușă site, deci nu o să am nici mănușă. Iar pe caracterul main o să am doar mănușă joc, momentan. Mâine poate mă duc eu și cumpăr o mănușă site să văd mănușă joc, e I mean. să văd dacă găsesc pe cineva care drăpează, dacă drăpează bine, dacă nu, batem fără. Bă, o să las eu ceasul două noapte acum, când s-a băgat evenimentul, mă rog, să a băgat la 1, dar pe deja o oră. E două noaptea, o să las ambele caractere să bată și revenim mâine cu update să vedem cât au farmat uh, caracterele, cât a farmat contul ăsta care e principalul cu și site fără și joc și cât a farmat și, și bineînțeles la bo și cât a farmat și contul ăsta în map 2 fără și site și fără și joc. Să vedem dacă e diferență mare între ele, eu bănesc că o să fie. Dar sper totul să nu fie foarte, foarte mare să ne putem folosi și de cont să ne nivel Că dacă ăsta farmează bine, eu o să mai fac mai multe caractere. Și dacă am farmat cu vreo 5-6 caractere, s-ar face uni pe bandă rulantă. Așa că ne întoarcem a doua zi. Eu acum mă pun să bat să pun conturile la bătut și o să mă culc. Deci ne revedem direct a doua zi cu rezultatul. Hai să activăm și MD-urile, să luăm atac automat bam bam automat e și o da dar n-avem voie să depunem așa că îl luăm doar pe 7 zile 7 zile în care cred că o să facă o să facă bani frumoși nu știu ce caut în, în item shop pentru că e 3 logout și, și după aia mi se bagă automat am dat și logout avem atac automat băgăm aura băgăm Iureșu, aura, vârtej. La licuri punem așa. Bam, bam, bam. Umplem masa de licuri roșii și punem 2 două de licuri albastre. Nu, no, unu. Anum, două punem. Două de licor albastre și 1 de... Nu, no. lăsăm așa. Exact așa lăsăm. Bun, hai să iau de pe site și inelul, nu așa știu se cheamă, secretelor mi se pare. hai să încarci asta mai repede. Până se încarcă asta, hai să vă arăt și unde o să bată și contul de MAP2. Exact aici, în locul ăsta, vom lăsa contul de MAP2. Să bată pentru, pentru eveniment. Eu zic că e cel mai bun loc pe care putea să-l folosești în MAP2, după părerea mea. Hai că s-a făcut și Hai vă pe celălalt cont. Să luăm inelul ăsta secretelor cu GD-uri. Pac, pac, ca să, să ca ni să nu crească contul. Să fie bine, să nu fie rău. Atac automat, reînviere, perfect. L-am activat. Și doar lăsăm contul să bată. Ok. Asta se bagă să la 9. 80%, 80, 80, 80, 80, 80, 80 și 80, bam, 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 așa și gata băieți, eu mă bag acum direct la somn și revenim a doua zi cu rezultatul. Am revenit, băieți, a doua zi, la ora 11.30 dimineața. Deci, de la jumate până la 11.30, contul a bătut 9 ore. Mă rog, conturile au bătut 9 ore. Ideea e că eu, când m-am trezit, am văzut că acest cont, adică contul main, nu mai are licori. Deci, nu știu de cât timp sta așa fără, fără licori, dar probabil să dă ceva timp. Avem 6 carduri și 16 carti pe main iar pe contul mic avem, imediat să vă arăt, Pac, pac avem două carduri. Deci, influențează foarte tare drop-ul site, dar nu o să am cum pe toate contele. Oricum e ok și așa, două carduri, nu e, nu e rău. Am în vedere că pe moment m-a costat 100 de K și în rest nu mai costă nimic hai să le jucăm peste 6 pachete de pe main. Că, na, poate facem și noi din prima niște auri. În două secunde să intre pe site-ul ăla și revenim. Bun Bă, băieți, am revenit și pe site-ul. Hai să jucăm 5 seturi direct. Start. Începem cu 1, luăm direct în mijloc. Deci avem 1 și 15 pe lângă. Luăm colțul care avem 4 și 5 pe lângă. Colțul de jos unde e 1 și atât. Colțul din dreapta unde e 2 și atât. Colțul... Opa, uite. Capa... K... Nu, stați. Bam, și avem capa cu shift. Deci avem 5 aici. Bun. Hai să vedem aici ce e. 2, așa. Fac 5 e aici. Unde mai dăm? Dăm să luăm 2-ul ăsta. Mai putem să luăm ceva, mai putem să luăm nimic. Ok. Punem aici. Avem 5. Bun. Uh, unde mai punem? Sub capa avem 1. Mă rog, avem 1 cu... Așa, adică... De la logică aici avem 3. Deci 5 e aici. Ok. Acum mai avem ceva de luat, nu mai avem nimic de luat. Punem direct aici, pe 2. Bam. Aici avem 1. Ok. Deci să avem o linie. Hai să încercăm să mai facem o linie. Aici, da, am pus direct pe 4. Un pic, un pic Deci cu 5 avem voie să punem aici. Aici. Uh, și astea două. Aici, bun, patru asta. Și aici, bun. Hai că avem încă linie. Și în Da. Ok, deci am pus peste tot unde pot să pun, nu? Da, bun. Unde punem noi 5? -ul? Bine, oriunde îl pun, nu cred că am cum să fac linie. Nu, no, n-am cum. Nici așa, nici n-am cum orice aș face. Dar o să-l pun aici și capa la capa adică aici. Și avem 460 de puncte, adică argint. Deci avem 5 bucăți de argint. Începem încă un set. Stai să dăm aici refresh. Perfect. Avem tot așa, la mijlocul. Mamă, 1 fără 5 în mijloc, mâncați și ok. Înseamnă că e în colțuri. 4 cu 5 ar lângă. Ia uite, 5 direct. 5 direct, băi, ești nebun. Păi și-a spus, păi, să aflăm de 5 și 5 și aici. Ok. Acum dăm pe lângă 5 ari. Avem 3 aici. 1 aici. Ok. 1 și aici. 2 în colț. Ok, mai am vreo 2 de descoperit? Nu.

Ok, deci să avem o linie, asta. Unde să mai mergem noi? Ok, uite aici mai mergem. Ce avem? 1. Unde mai mergem? Ia să vedem. Aici. Și avem 3. Aici. Și avem capa. Deci aici e capa cu 5 ăsta luăm 4 ăsta de aici. Bun, luăm cartea asta de aici, care e tot 4. Bun. Mai putem să luăm pasta și pasta de lângă ea, adică așa. Perfect. Mai putem să mai luăm ceva cu 5 ăsta? Nu, no, decât linia asta și cam atât. Deci luăm linia asta. Opa, să fie asta oare a urmă? Ia să vedem. Mijloc, cap. Da, bă, e aur, dar acum e doar, e doar un cufăr, nu sunt două, dar nu sunt cinci, e min. Deci sper că ați înțeles cum se joacă și că e destul de ușor. În acest eveniment puteți face sute, sute de un, frate, deci e, e altceva. Hai să jucăm și seturile de pe ninja, că toți suntem, tot suntem aici. Facem calul ăsta mic și jucăm seturile de pe ninja, dacă l-am închis din greșeală. Bam, bam două seturi. Let's go. Să dăm un refresh și avem așa 3 fără 5, ok. 3 fără 5 din nou. K. 5 cu 5 lângă el, ok. 3. 2 cu 5. 2 cu 5. 5 aici, deci 5 aici, 5 aici, 5 aici Ok 4 aici Și cu par să trebuie să luăm 3 arii Deci un 3 ari aici Un 3 ari aici Mai e unul în mijloc Ideea e că Nu am niciun pătrar în afară de la Pe care am descoperit-o, deci o să fie cam prost eram sigur Patru. Mă rog, hai să o luăm cu 5 eu cu pătarul la trebuia să mă după lângă 5, dar... Da. Ai. Deci luăm 4 aici. Mai putem să luăm și ăsta. Și lângă el. Și toată asta de sus. Ok. Măcar avem două linii, cel puțin. Pac, pac. O luăm pe toată asta. 3. 1. 4 și avem și linia. Uh. A, ah, și aici, două linii, trei linii o să avem. Mamă, că e bine, iau ori și asta, cred. Ok, mai pot să-mi iau ceva. Deci, 4, 1, 1, 3. Tot, nu mai pot să-mi iau nimic. Și dăm în cincearul asta, ăsta. Să facem încă o linie. Bam, bam, și mai avem un o linie. A, ah, erau 5 lângă 5 de ani am mers ah, Da, avem linia asta. Facem 500. A, ah, dar trebuie 550 pentru a Nu. Da. A, e, la pe contul meu a fost fix, fix la, la aur, aici am fost argint. Deci diferența e cam de 3 ori. Uh, cu mănușa aici și fără mănușa site. E un pic, e un pic mare diferența. Trebuie să mă pun să... Trebuie să pun contul să se bată iar, să mă lăs licor, să pun să bată că mă duc la facultate. Și da, băieți, ăsta a de clipul eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe. Să-mi și mie un follow pe Insta pe care aveți în descriere. Eu am fost Joe și ne desigur ne vedem în următoarele videoclipuri. Vă pup, ceau, pa, pa. Puneți-vă și bateți la pradă Rege că se fac o mulți. Vă pup.